jail. Back to jail. Back to jail. Reacțiile la verdictul primit de Trump reflectă polarizarea profundă a societății americane, proporția celor care îl detestă, votanți democrați, și a celor care îl susțin, votanți republicani, e aproape egală. I am so excited about the verdict in New York that I had to come out today to do my happy dance. I can't believe it. It's about time he is held accountable for something. I can't believe it. It's amazing. We're all going to vote for Trump still. It's not going to... How's it going to change my mind? I never voted for him the first time, but we'll do it this time. It's a disgrace. Potrivit analiștilor, verdictul primit de Trump va influența spre deloc votul republicanilor ori al democraților, dar va da o altă dinamică întregii campanii electorale. Without a doubt, Trump's conviction is a major... Right, this is a major source of kind of political capital for the Biden campaign. Se pare că independenții vor avea votul decisiv și ei vor stabili ce atârnă mai greu în balanță, un Trump condamnat penal sau problemele economice grave cu care se confruntă americanii în administrația Biden. There is some indication from polling that some people have said if he was convicted of one of these crimes, they would be less likely to vote for him. Faptul că procesul s-a încheiat, deși cu verdictul vinovat, îl ajută pe Trump în campanie. Blocat săptămâni întregi la New York la proces, Trump poate acum să-și reia întâlnirile cu alegătorii, care, speră staful de campanie, vor fi și mai mulți ca până acum.